Cobra și Sufletistul. Agață-ți Căciula și Trenciu, că intră Raicu și Brenciu. Raicu și Brenciu. Bună ziua, doamnelor, domnișoarele și domnilor. Chiar dacă Măruță ar pleca pe Marte, bineînțeles, show-ul merge mai departe. Dar nu în spațiu, ci acasă. Așa că îi jucăm pe masă. Ne simțim excelent aici în platou și suntem pregătiți să facem show. Salutare, Cătălin! Lumea știe că ești frumos, dar tu ești sănătos? Ce faci? Hello, mă mulțumesc mult de tot că astăzi ați venit să-mi dați o mână de ajutor și săptămâna asta eu de acasă și prietenii mei de acolo din platou ne simțim mult mai bine. Abia așteptăm să treacă cea de-a doua săptămână de izolare și săptămâna viitoare să ne întâlnim acolo în platou. Astăzi mă bucur și se bucură și cei de acasă că uite, o Andreea Raicu așa frumoasă și un Horia Brenciu așa talentat sunt astăzi în platoul emisiunii. Îți mulțumim foarte frumos că ne-ai dat această șansă să ne afirmăm pe ProTV. Și vreau să îți mai spun un lucru. Noi avem o dedicație pentru toți cei care astăzi, pe 8 februarie, au mers la școală. Au început școala, da. Școala nu mai începe pe 15 septembrie, pe 8 februarie, corect. Noul 8 februarie. A devenit 15 septembrie. Asta este. Și acum, dedicația noastră... Cântă și Andreea? Dar nu o să-ți vină să crezi, m-a făcut să cânt. Nu o să-ți vină să crezi, nici mie nu-mi vine să cred, îți dai seama? Hai să vedem, dedicație și pentru cei din generația noastră. Pentru că în această zi trebuie să aveți ceva nou. Iată, Andreea, pentru prima dată în viața ei, la 25 de ani, va cânta o melodie. Iar melodia sună așa. Edi? Tocmai era, aveam o problemă. Asta e deschis, asta nu-i deschis asta? Îl deschidem acum. Îl deschidem acum. Atenție! Cred că a vrut să mi-l dea mie pe ăla, ca să nu mă aud. Și textul sună așa. Timp încotro mergi spre ce meleaguri noi grăbit alergi. Cum poți într-o zi să schimbi în oameni mari niște copii? Ani de liceu cu emoții la română scumpi. Ani de liceu când la mate dai de greu. Ani de liceu când ții soarele în mână și te crezi legendar Prometeu. Așa! Ani de liceu când se întâmplă o tragedie fiindcă el te-a zărit la un film cu alt băiat. Ani de liceu împletind cu poezie tot ce ai tu mai bun, mai curat. Ani de liceu și o dată pe deschidere. Ani de liceu. Ce voce faină ai! Extraordinar! Ce frumos! Aplauzele! Toată lumea! Am o întrebare! Ok, gata cu aplauzele, pentru că în momentul de față nu vreau să facem niște acrobații care să vă pericliteze viața. Asta e bun. De ce să nu facem niște acrobații? Te rog frumos, spune-mi dacă știi cine e personajul principal din Liceenii. E sârb, croat, ceva de genul ăsta. E sârb. Nu-i vine acum, lasă. E Ștefan Mandachi invitat astăzi mai târziu. Horia, important e că astăzi... Horia Brenciu, important e că astăzi o să o facem lată toată emisiunea, așa că până la ora 5 oamenii să rămână cu noi, fieți atenți. Andreea Raicu, pentru că ești aici în platou și pentru că ai venit să-mi dai o mână de ajutor și pentru că ești superbă, Nicolăină, colegul meu, e acolo și să știi că am o surpriză pentru tine. Nicolăină, da. Nu pot să fac eu asta, dar ajută-mă! Edi! Ce frumos! Direct din vârful muntelui, 6 echipe de salvamontiști s-au chinuit să reculeagă. Ce drăguț, mulțumesc foarte ce drăguț, mult! Ce drăguț, ce drăguț! Andreea, îmbrățișările o să fie când ne vedem personal! Și ăsta-s brocoli? Trandafiri și brocoli! Chiar îmi spunea din aur că e foame de lup! Perfect, ești la fix! Vezi mă că mă cunoaște, Măruță? Da, te cunoaște! Și mie? Abia aștept, Andreea, să ne îmbrățișăm când o să scap din izolare pentru buchetul ăsta care sper să-ți placă. Iar super. Pentru tine, Horia, super. Te rog mult de tot să te uiți la următoarele imagini. Așa. Atât îți spun. Pe ce monitor? Oriunde, e acolo, monitorul.
Spune-mi, recunoști imaginile? Recunosc imaginile? Sunt de la Șaguna! Sunt din Brașov! Da, ia uite-te mai bine, de unde sunt imaginile? Asta e conservatorul în dreapta și Șaguna în stânga! Aici... aici sunt de sus, de la mine, de la deschide imaginea, că nu știu ce e asta. A trecut mult timp, a trecut mult da, timp. Da, da, dar sunt de la Brașov, asta de la mine. Vrea probabil să-mi recreeze niște emoții. Asta e de la Biserica Sfântului Nicolae, cred că. Horia, sunt imagini care ți-aduc mai mult ca sigur aminte de copilărie. Bă, ce drăguț! Aici am stat eu pe băilor, stai, stop! Acolo, uite, la primele două strade a băilor, Dumnezeule mare! Așa, da, surpriză. Da. Poți să iau imaginile cu mine acasă? Ce făceai tu când erai acolo? Horia, fii atent. Da. Lucrurile, imaginile acestea, exact cum ziceam ceva mai devreme, sper să-ți aduc aminte de o perioadă extrem de frumoasă de copilărie. Iar pentru tine copilăria, pe lângă multe alte lucruri, a mai însemnat ceva. Tocmai de aceea o să-l rog pe Nicolăină să-ți aducă un cadou din partea mea și să-mi spui dacă ce-ți aduce acum înseamnă copilărie pentru tine. Spune-le oamenilor despre ce e vorba. Spune-mi și mie ce. Ca să înțelegeți ce complot organizat s-a întâmplat aici, pe acest platou sunt niște ciuperci. Umplute. Spre binefacerea noastră, nu sunt otrăvitoare. De ce? Pentru că toată lumea din acest platou, inclusiv Cătălin, știe că eu îmi dau seama ce ciuperc este otrăvitoare și care nu, pentru că tata m-a învățat acest lucru. Dar dăm voie să spun, această prăjitură se numește cremșnit. Îți bagi... De fiecare dată de cremșnitul se lasă pe haine. Oricât ai mușca, parte din... Hai să vedem. Nu pot acum că trebuie să prezint o emisiune, dar îți garantez că dacă muși dintr-o plăcintă, ea se scurge ușor. Pot să arăt eu dacă... Uite, nu, lasă că le duc acasă la copii, că au fost astăzi la școală. Și eu sunt... Vreau să redevin și eu copil astăzi mai târziu. Am vrut imaginile bun, și lucrurile pe care colegul meu Nicolăină le are acolo să-ți aducă aminte de copilărie, pentru că exact cum ziceai, mergeai cu tatăl tău la cules de ciuperci și el te învăța care sunt alea bune, care nu sunt alea bune, iar cremșnitul este prăjitura ta preferată și sper din toată inima să te bucure surpriza pe care ți-am pregătit-o astăzi. Da. Îți spun eu că l-a bucurat fantastic. Uite, a început să tremure aici lângă mine. Când servește această... Mă duc să-mi aduc și eu aminte de copilăria lui Brânci. Împarte aceste prăjituri cu toată echipa. Te rog foarte mult, toată lumea să guste din cremșnit și din ciuperci. Mulțumesc foarte mult pentru cadouri. Mulțumim și... foarte mult, Cătălin. Ați fost Andreea. Atât de... Dacă vrei să mai prezentăm și mâine. Da, exact, numai un pic, Andreea, uite-te și tu la imagini, că și pentru tine am o surpriză. Încă o surpriză? Încă o surpriză? Și nu sunt Andreea Marin, da? Rămâi cu noi o jumătate de oră. O să afli ultimele noutăți. Ca să te întâlnești cu vedetele preferate. Vrei să știi totul despre evenimentul sfârșitului de an din lumea modei bucureștene. Doar dacă rămâi alături de noi, afli cum se realizează un spectacol de modă care incendiază. Noi știam că într-una din zilele săptămânii trecute trebuia să se întâmple. Ce? Ceva pentru tinerii noștri, Hazli. Care fac numai prostii. S-a deschis un magazin. Noi, bineînțeles, am dat buzna acolo, acolo unde e de noi. Ai, Doamne! Îmi cer scuze, aici vreau să fac eu o remarcă. Doamne, am văzut imaginile, Cătălin, și nu văd... Sunt de la începuturile, Andrei, diferență dintre în televiziune. Andrei de atunci și acum. Aura, doar bretonul puțin schimbat. Asta e rău. Nu, Breton... Știu că vrea să vină ca un compliment, dar nu e. Nu, bretonul a dispărut și a dat la iveală, a scos la iveală, stimați telespectatori, pentru toți bărbații din fața micilor ecrane. Vă rog frumos, Andreea vrea un bărbat înțelegător, iubitor și, bineînțeles, pornit pentru aventuri. Dacă sunteți, exact, dacă vă încadrați în aceste calități, vă rugăm sunați-ne la... Un număr de WhatsApp. Avem numărul pe WhatsApp, afișat pe ecran, da. Vreau să fiu iubitul ei. Să-i cuceresc inima. Andreea, sunt imagini iremediabil, Cătălin. De când sunt imaginea? De foarte mult din 97, de la început, când prezentai Profession. Iar Profession, iar acolo erai cu prietena ta, cu Fernandez. Incredibil, ce perioadă. Da. Incredibil. Tu prezentai la ProTV. Eu eram la Cerul de Aur. Și vezi ce am făcut, și tot, am ajuns. Tot aici am ajuns împreună. Am plecat din ProTV. Uite, și am ajuns tot la ProTV. În spatele vostru s-a văzut cineva mai devreme, pentru că e vorba și de primul invitat care urmează să vină în platoul emisiunii. Și haide,
Haide să înceapă treaba, hai să vedem Horia. Ce, da, mulțumesc pentru intervenție, să-l puneți bare la heterodină. Mulțumim, Cătălin. Cătălin, ne bucurăm că te-am văzut. Sper să te vedem cât mai curând în platou și mergem mai departe. Mergem mai departe, pentru că... Numărul lui. Vreau să o întreb pe Andreea dacă a făcut vreo acrobație în viața ei. Mai nu știu că s-ar putea numi acrobație, dar am făcut gimnastică ritmică, știi, cu măciuci, cu coarda, am sărit, ușor, mamă, ușor. Ia ușor, ia-mă ușor, că sunt la început de prezentare.